Bună dimineața! De fapt, e cam spre prânz, așa că e deja 11:30. Ne-am trezit, am mâncat, ne-am uitat puțin la Peter Pan, că era pe Exxen. Și după ce am mai stat pe telefon și am pierdut vremea efectiv, am deschis laptopul și am zis, astăzi trebuie să editez și să și postez vlogmasul pentru perioada 13-17 decembrie. Cred că asta va fi perioada, pentru că din câte știu eu, nu am foarte mult material. Dar vedem cât îmi va lua efectiv când voi începe să editez și câte minute vor ieși. După care intenționez să merg să-mi cumpăr câteva 2-3 ingrediente pe care de care mai am nevoie pentru a face o prăjitură, Snickers mai exact. Și de asemenea voi pregăti și prânzul, adică vom avea pește prăjit cu mujdei de usturoi și mămăliguță. Mă apuc de treabă și apoi mai revin când am chestii importante de arătat. Bine, am ajuns la Lidl. Am ajuns la Lidl, mergem rapid, cumpărăm tot ce avem și mergem acasă ca să facem de mâncare, pentru că mi-e foame. Pregătim să mergem la teatru, mergem la o piesă cu Mihai Bendeac și Anca Dinicu, cred că Desculți în parc, parcă așa se numește. Și pentru că este în centru, trebuie să ne grăbim puțin ca să prindem loc de parcare. Nu știu exact ce va fi afară acum, ținând cont de faptul că este foarte frig, în sensul că sunt grade cu minus. Să sperăm că nu e lumea așa la plimbare, dar în zilele astea, acum, cu perioada asta de Crăciun, nu mai poți fi sigură de nimic, pentru că e aglomerat tot orașul. Așa că trebuie să ne grăbim puțin. Așa cum am anticipat, foarte aglomerat. Nu știu ce se întâmplase în această seară. Am găsit loc de parcare, bine, nu suntem siguri de el, dar am mers înainte. Și este foarte frig. Se vede aburii. Mai avem un minut și ajungem la teatru. Bună dimineața! Neața, Olga, ce faci? E fus, e rochie! Da, da, ești cu roșu! Da, cu roșu! Mergem la Sicrița! Mergem la Sicrița! Mergem la Sicrița! Da. Da. Nu s-au pridit. Vrei să ne filmezi și după aceea noi ce Și asta miroase drăguț. Am primit și o bombă de baie. Am ajuns acasă acum câteva ore bune, dar că am unghiuțele gata. Nu se văd foarte bine, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că sunt drăguțe.
Și sunt foarte supărată pentru că am rămas fără dischete de machiante și astăzi, bineînțeles, că am fost acea radioasă fată. Și nu mai am dischete de machiante. Și am un amărât de... mamă, uit în baie că țin minte că am un portfart cu niște chestii pe care le luam în vacanță și s-ar putea ca acolo să am alt gel de curățare, pentru că acum am unul care nu este absolut deloc bun și cu ocazia asta, dacă tot mă urc, poate mă uit să văd dacă am și alt gel de curățare. Surprinzător, am găsit și un gel de curățare, nici nu mă așteptam și cu ocazia asta mi-am dat jos și un... Ce? Ah. Cu ocazia asta am găsit și un gel de duș pe care o să-l pun aici. Din DM cred că e luat și o să mă spăl din nou pe față cu asta și o să-mi dau... Am foarte multe coșuri. Pentru că am purtat și machiaj foarte mult. Probabil. Bună dimineața, astăzi 21 decembrie, direct din mașină. Unde credeți că v-am adus, în locuri exotice? Nu, suntem în mașină în hala de la muncă. Stați liniștiți, nu vă impacientați. Am ajuns, este foarte frig la mine. Mașina nici nu are timp să se încălzească până ajung la muncă. Efectiv, acul ăla de la temperatură, de la, mă rog, apă sau ce, încălzirea apei, habar n-am, se ridică, cred că, un milimetru. Dar asta este situația. Mă dau jos din mașină, mergem, vedem ce facem și astăzi. Și diseară vă iau cu mine pentru că mergem să cumpărăm cadouri pentru mama și tata, în speranța că voi găsi ceva. Am terminat cumpărăturile pe care mi le-am propus, doar că s-a mai rugat mama de mine să mai iau un cadou și trebuie să mai iau unul, dar nu știu dacă mă mai duc azi. Am terminat acum, am fost în Magnolia, sunt în mașină, ce surpriză, merg acasă, sunt mulțumită de ce am luat, am rezolvat și relativ repede și asta mă bucură foarte tare, merg acasă să împachetez cadouri. Și desigur apoi să mănânc ceva și probabil că va fi program de voie la laptop. Când îmi place mie foarte tare. Când e program de voie, e perfect, e tot ce-mi doresc. Oh, cum necum, am ajuns la mall. Bine, știu cum, am condus până aici. Ce amuzantă sunt. Și fac pe moșu cuiva. Că nu face moșu și m-a trimis pe mine. Asta înseamnă că eu sunt spiritușul. Ei bine, da, eu sunt. Între timp am ajuns acasă și am așezat comod aici pe canapea și vreau să vă arăt ce am cumpărat. Mi-am cumpărat mie această pereche de colanți de la Decathlon și eu purtând acești colanți, care ei sunt de culoare, bine, pe cameră cred că se văd alb, dar ei sunt așa un crem bej. Ei, vreau să vă zic că pentru mine va fi o adevărată provocare să-i port, pentru că eu port chestii închise și mai ales la pantaloni. Dar mi-au plăcut foarte tare și faptul că mă scot din zona de confort cumva e o provocare pentru mine. Și poate așa marcăm și reapucarea mea de sport, de sală. Am mai luat o pereche de ceva, dar nu vi pot arăta, pentru că sunt cadou. Încă o ceva, la fel, nu vă pot arăta, pentru că vor fi cadou. Un parfum cadou. Oh, practic, ce vă mai pot arăta? Kinder. Am luat niște Kinder ca să pot face... o să vă explic. În DM, în perioada asta, sunt la fiecare 60 de lei cheltuiți. Primești un talon care poate să-ți ofere o reducere de la 10 până la 50% la orice produs pe care îl vrei tu din magazin. Și prima dată când m-am dus, am luat parfumul respectiv și am mai luat... am mai luat apă micelară pentru că mă plângeam ieri că nu am apă micelară și am luat-o pe asta de la Elmiplan. N-am mai folosit-o și... era la ceva promoție, era în jur de 16 lei și am zis că e o idee bună. Dischete de machiante pentru că de nici de astea n-aveam și bineînțeles mi-am luat două pachete, mi-am luat și din astea rotunde așa micuțe și mi-am luat și mai mari și după ce am ieșit cu astea bonul a fost undeva la nu mai știu cât, oricum peste 60 de lei
Și mi-au dat să aleg un talon și a fost de, ce credeți, 50% reducere. Am făcut cale întoarsă în magazin și am mai cumpărat ceva și îmi pare rău că nu pot să vă arăt. Dar este ceva frumos. Și nu pot să vă arăt pentru că o voi face cadou. Și am mai luat atunci chestiile astea de la Kinder. Cuburi din astea bio pentru supă. Un odorizant din ăsta pentru baie care e cu mărți și scorțișoară. Și am mai luat un odorizant pentru mașină, dar ce să vedeți, e în mașină. Și mi-au mai dat un talon și ăla a fost cu 15% reducere, dar urmează să-l folosesc. Tot din Decathlon, ceva ce vă pot arăta sunt aceste șosete care, bineînțeles, nu sunt pentru mine. Și din punga asta, uite că vă pot arăta ce am primit eu astăzi de la coleguța mea, Roxana. Am primit această cutie cu această cutiuță cu ceai pe care am să o încep, desigur. Și am mai primit și două măști de față. Ah, ce drăguți că sunt diferite! Două măști de față de la Apivita. Una e ceva cu Sea Lavender Face Mask Moisturizing and Anti-Pollution. Oh my god! Și cealaltă este cu Aloe Moisturizing and Refreshing. Și cred că mai am eu una roz. Mulțumesc foarte mult! Acum am să mă pun să împachetez cadourile cu, ce credeți, cu lipici. Pentru că am găsit lipici și voi folosi lipici. Alternativa următoare ar fi să folosesc bandă de izoler sau cum se numește, dublu adeziv, mai am. Da, ar mai fi câteva soluții, dar cred că cele mai sănătoase sunt astea. Cred că vă pun pe repede așa, mă uit și la emisiunea mea, care nu este... Nu este de recomandat pentru că este o porcărie în sine, dar îmi place și eu că este foarte amuzantă și regizată și na, cumva îmi pierd timpul cu ea. Mă pun să împachetez, apoi mănânc, fac baie și mă pun la laptop. Bună dimineața vouă, că aici sunt minus 4 grade, cred, nu știu exact. Am venit să ridic un colet pentru cineva, nu pentru mine, să nu credeți că eu cheltui chiar atâția bani. Bine, cheltui foarte mulți bani. Și acum mă întorc la birou. Foarte frig, mi-a înghețat nasul. Astăzi este 22 decembrie și cred că... Astăzi am să mă ocup de editarea vlogmasului din perioada 18-22, pentru că, ce credeți, doar nu credeți că am făcut foarte multe lucruri interesante? Nu. Bineînțeles că nu. Și le pot pune pe toate, urmând ca vlogmasul pentru 23, adică mâine, și 24, să le postez, sper eu, pe 25-6 acolo maxim. Doar că eu voi fi plecată din localitate într-o zonă unde nu știu sigur dacă este semnal. Chestia e că ar trebui să-mi iau și laptopul ca să pot să editez. Și la asta nu m-am gândit până acum, dar ei bine, am luat asta în calcul azi. Vă las și ne vedem un pic mai târziu. Bună seara, deși e 5:30 abia, dar e întuneric. Ne-am îmbarcat și mergem la cumpărăturile de Crăciun, cumpărături, mă rog, mâncare și lucruri, chestii. Nu știu dacă am zis aici, dar noi, nu mâine, poi mâine, pe 24, plecăm în județul Covasna și o să fie undeva așa mai izolat și trebuie să, nu, să avem câteva lucruri la noi, esențiale, precum apă, mâncare, nu. Și acum am pornit spre un hipermarket, iar apoi acasă și eu cred că mă apuc să fac prăjitura.
Da, da, că l-am pus aici. Hai, și nu, că noi... Da, și voi vă vedeți. Desfacem cadouașul în parcarea de la Lidl. Da, da, hai. Ești romantic, curios, nu? Romantic, da, da. Parcare la Lidl. Mai vine moșu și la Lidl în parcare. Aici ne-a prins. Ah. Stai că domnii cred că vor să parcheze. Aaaa, mulțumim! Eu nu știu ce e, stai cum o ele. A, nu e de sat, ce e pe cutie? A, a, e cutia de... Sandwich maker era, nu? Sigur că asta o să nu mă, că nu e așa! A, te știi acum ce urmează? Da, da. Aveam cutie. Niște uite, ia cheie de aici, dacă vrei. Las, doar ce și-a făcut unghiile și îi place să... Nu, ia cheie. Sticle de whisky? Aaa, mai sunt alte chestii. Vezi, poate am un cadou. Ia să vedem. Paul, ăsta e al tău. Paul. Paul, ce te-ai dus? Și ăsta este al meu. Trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă. Eu și așa sunt îndemnat. L-am desfăcut, cred că invers. Papuci! Oh! Ai papuci! Nu, tu ai papuci! Da, papuci și jambie. A, stai mă, cât și nu am. Stai, nu știu, și l-am desfăcut tot cu fața. Da, dar nici mor, trebuie să mai mergem undeva la plajă, înseamnă. Da, 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 da. Și biletele unde ești la? Biletele sunt... Invers, când mi-arăți talpa. Da, mai desfaceți. A, mai avem. A, am papuci. 6 minute. 6 minute tot de la... Uite-l pe body, l-am pe body, pe picioare. Eu l-am pe teren de fotbal. L-am pe body. Bă. Ardei picanții. Ardei picanții, dacă doriți. Și nu știu, să-i amine, dai mie pe asta? Da, da, nu, mai e ca asta. Îmi dai și mie 25 de lei. Așa. Și ce mai e Paul? Ah, are Paulică. Dacă sunt un telefon. Ne-a făcut din asta? Băluță family, bă. Ce e asta? Stai că n-am văzut. Ce drăguță, our first Christmas, nu-i așa că este prima dată băluța în orice? Băluța family, mă. Nu cred că se vede acolo, cred că se vede în oglindă. Și cum, eu am personal cu Paul, mai trebuie să aibă și Olga. Aha. Stai, mă, că eu... Când mi-a fi amare, mic. Sunt mai special, da? Ia să Luap, mă cheam pe mine. Luap. Aaa, ce frumoasă. Așa se vede acolo. Olga, Paul și da, un... deci așa mă vin. Așa vin, mă. Da. Ce mai, băi? Ce mai? Se ce vorbești? Ca... Mulțumim! Caterinca. Mulțumim! Nu stai la mărime. De 41. Da, dacă-s 41, nu vin. 45, cred că te-am zis. Ce drăguț! Gata, mi-am spălat pe ea, deci aș putea să încep o nouă pereche. A, ne-am întors acasă, târziu și planurile nu mai sunt aceleași ca cele pe care le-am avut înainte, așa că suntem deja, eu m-am băgat în pat și mâine am să fac prăjitura și toate chestiile pe care le voi pregăti pentru la Crăciun, adică două chestii, prăjitura și salata băf. Yay! Salutare, prieteni! E deja 3:30 și am făcut atâtea lucruri, Doamne ferește! Prima dată m-am trezit la 10. M-am trezit. Am realizat că după ce am pus puiul la fiert pentru salata beef, mi-am dat seama că trebuie să... că nu aveam pastărnac. Și am dat o tură pe la toate magazinașele din apropierea blocului nostru să găsesc pastărnac. Și am găsit un aprozar, în fine. Într-un final am găsit, am venit acasă, am mâncat și apoi
Când a început, mă rog, am pus toate legumele la fier, taca-taca-taca-taca, le-am tocat. Am făcut și prăjitura, mai am acum depus doar partea de deasupra care e ciocolata, care se topește în momentul acesta. Am, ce am mai făcut? Am băgat o mașină la spălat. Le-a și întins. Paul m-a ajutat să spargă nuca, m-a ajutat și să toc din toate legumele pe care le-am pregătit pentru salata Beov. Trebuie să mai fac maioneza, să le incorporez și să mai tai niște astea pentru acreană, gen castraveți gogoșare. Și termin. Salutare de la o vlogăriță care nu prea își face treaba cum trebuie, pentru că nu am filmat. Mi pare rău, dar în apărarea mea am avut treabă. Am terminat acum, adică tot ce înseamnă de bucătărit și chestii de pus la punct. Și mai am și și am făcut și curățenie în toată casa. De la dat cu aspiratorul, mopul, frecat bucătăria, baia, aragaz, WC-ul, tot. Șters praful chiar, nu șters și praful. Și acum vreau să termin bagajul. Mai am câteva chestii de pus la cadouri și apoi fac baie și mă bag în pat. Abia aștept. Mâine o să plecăm, nu știu pe la ce oră, cred că pe la 11, nu știu exact. Și aș putea să mă trezesc pe la 9, așa, nu este grabă. Am început să mă uit cât am stat pe la bucătărie și așa, am început să mă uit la Harry și Meghan. Da. Am început să mă uit, nu pot să vă zic vreo părere momentan, pentru că abia am văzut primul episod, sunt la al doilea. Și cam asta ar fi, cât mai fac bagajul, probabil că voi sta cu ei aici. O zi de vineri agitată cumva, dar în același timp productivă, pentru că am făcut multe lucruri, dar în același timp nu m-am grăbit să le fac, adică au fost cumva... Am avut și parte de stau, efectiv, adică am dormit, am început să ne uităm la un film pe care nu l-am terminat, desigur. Dar, da, a fost ok, a fost o zi ok, chiar ok. Bine, v-am lăsat că dacă tot amân, n-o să termin niciodată.